Vă rog să deschideți Cuvântul Lui Dumnezeu în Evanghelia lui Marcu, la capitolul 6. Și acolo este un pasaj foarte frumos, un pasaj ce l-am găsit provocator din mai multe motive. Marcu, capitolul 6, ne vorbește despre Domnul Iisus Hristos care merge în patria Lui, în Nazaret. Și vom citi textul. Dar înainte de asta aș dori să puneți harta aceea, pentru că are câteva repere acolo pe care vreau să le remarcăm. Domnul Iisus Hristos s-a născut în Betleem, după cum bine știți, apoi în urma gândului foarte spiritual al lui Irod, voia să se închine și el înaintea pruncului, pentru că nu l-a găsit, de supărare s-a hotărât să-i omoare pe toți copiii mai jos de 2 ani. Și atunci Iosif, înștiințat de un înger în somn, pleacă împreună cu Maria și pruncul în Egipt, petrec ceva timp acolo, aude moartea lui Irod, se întorc spre casă și la un moment dat ne se spune că auzind că fiul lui Irod este pe tron, el pleacă în Nazaret. Și Domnul Iisus Hristos își începe lucrarea publică în Israel, dar dacă vă uitați un pic la harta aceasta, undeva în nord este Galileea, în mijloc este Samaria și mai jos este Iudeea. Evreii în vremea respectivă începuseră să recâștige anumite teritorii pierdute. Știți că ei au mers în robia asiro-babiloniană și vă explic lucrurile astea pe scurt pentru că vreau să intrăm puțin în contextul pasajului din seara aceasta. Interesant este că Iudeea, împărăția de sud, până la un punct și-a păstrat integritatea și puritatea și națională și religioasă, dar începuseră să câștige o nouă provincie, și anume Galileea. Samaria, într-un fel, în ochii lor era pierdută pentru că era contaminată cu mulți străini. Și știți ce credeau ei despre samariteni? Sunt niște oameni interesanți, dar cam amestecați cu păgânismul și nici nu prea merită atenția lor. Ba, unii dintre iudei, când trebuiau să călătorească din Galileea în Iudeea și din Iudeea în Galileea, ocoleau Samaria numai ca să nu se întineze. Și acum vă uitați la harta aceasta în care ni se arată puțin așa contextul mai apropiat în Galileea. Domnul își începe lucrarea publică, Domnul Iisus Hristos își începe lucrarea publică însoțit de câțiva ucenici și noi în Leicester am început să ne uităm un pic la cartea Marcu. Marcu este cea mai scurtă evanghelie. Concis, precis, dă informații extraordinare și este interesant cum acest Marcu surprinde cele mai frumoase lucruri din punctul meu de vedere, dar lucruri interesante pe care noi trebuie să le remarcăm. Și mă uitam și am mers cu biserica în pasajele acestea din Marcu și este interesant să-L vedem pe Domnul Iisus Hristos călătorind alături de ucenici. Și îl vedem vorbind în multe orașe de pe malul vestic al Mării Galilei, Marea Galilei sau Lacul Galilei, că evreii aveau și așa un obicei foarte interesant, orice baltă o mai numeau și mare, că era mare în ochii lor. Și la un moment dat a fost un pasaj foarte interesant. După ce a vorbit în partea vestică a mării, a traversat marea și este surprins alături de ucenicii lui de o furtună. Și ce face Domnul Iisus Hristos? Obosit și ostenit adorme. Și ucenicii au început să dea la vâsle și au început să coboare pânzele și au început să scoată apa și au început să țină cârma și le mai trebuia un om. Și când unul din membrii echipajului l-au văzut dormind și au avut un îndemn foarte extraordinar, mă scuzați, un îndemn spiritual și extraordinar. Scoală-te, nu-ți pasă că pierim? Credeți că s-au dus la el? N-ai dorit să te scoți? N-ai dorit să pui și tu mâna pe mop sau să faci și tu ceva? Ba chiar ne încurci. Trec prin furtună, sunt uimiți de puterea Domnului Iisus Hristos, care are putere să stăpânească și vânturile și marea, și atât de uimiți au fost încât că atunci când au ajuns pe mal, ce s-a întâmplat? I-a așteptat o altă furtună. De data asta, o armată de demoni într-un om. Un om de care fugeau toți. Un om pe care au încercat să imobilizeze. Vă fac această introducere pentru că vreau să intrați puțin în zona aceasta a trăirilor intense ale ucenicilor alături de Domnul Iisus Hristos. Noi suntem în această călătorie în Leicester, credincioșii din Leicester, încercăm să mergem alături de Domnul Iisus Hristos și să ne punem puțin în pantofi, în bocanci, în locul ucenicilor, să vedem ce înseamnă să fii ucenicul lui Hristos. Pentru că mulți oameni își spun azi creștini, mulți oameni își spun azi că suntem ucenicii lui Dumnezeu, mulți oameni își spun aici zace.
își pun o piatră acolo sau o cruce, aici zace robul lui Dumnezeu. Probabil că ar fi fost, nu suntem noi gata să-i judecăm. Dar ce înseamnă să fii ucenicul lui Hristos? Și ajunge acolo pe malul acela și aș vrea să vă pun o întrebare. Dacă ai fi fost îndrăcitul, te-ar fi încurajat să știi că Iisus a trecut prin furtună special pentru tine? Te-ar încuraja să știi că dintre toți oamenii de acolo, din ținutul de capului și zona aceea, ținutul Ghergasenilor, și Iisus a venit special pentru tine? Și Iisus a venit special pentru omul ăla. Și când ai fi zis că oamenii aia au rămas uimiți de faptul că nebunul, îndrăcitul și mai cum i-ar fi spus, s-a cumințit și au venit mințile la cap, știți ce au făcut ei? Interesant ce ai făcut, dar ar fi bine să pleci că nu mai avem poși de pierdut în mare. Du-te. Și Domnul Iisus Hristos se întoarce și începe să predice și următorul pasaj este cel în care Domnul Iisus merge la Sânvie, în fine, pe fica lui Iair și în drum își face timp pentru o femeie. Și după tot acest demers și după toate aceste eforturi pe care Domnul Hristos intens le-a manifestat, ne se spune aici în Marcu capitolul 6, Iisus a plecat de acolo și s-a dus în patria lui. Ucenicii au mers după el. Când a venit ziua sabatului, a început să învețe pe norod în sinagogă. Mulți când îl auzeau se mirau și ziceau, de unde are el aceste lucruri? Ce fel de înțelepciune este aceasta care i-a fost dată? Și cum se fac astfel de minuni prin mâinile lui? Super! Super! Nu este acesta tâmplarul, feciorul Mariei, fratele lui Iacov, al lui Iose, al lui Iuda și al lui Simeon? Și nu sunt surorile lui aici între noi și găseau în el o pricină de potecnire. Putea avea plecat din ținutul ăla și a fost respins de oamenii aia. Ba mai înainte fusese contestat și de farisei și de cărturari. Ba i-au spus că e și cu șeful dracilor. Și acum oamenii ăștia încep să-și pună întrebări. Întrebările nu sunt rele. Și găseau o pricină de potignire în el. Dar Iisus le-a zis, un proroc nu este disprețuit decât în patria lui, între rudele lui și în casa lui. Și n-a putut să facă nicio minune acolo, ci doar și-a pus mâinile peste câțiva bolnavi și i-a vindecat. Și se mira de necredința lor. Iisus străbătea satele de prin prejur și învăța pe norod. Atunci a chemat la sine pe cei 12 și a început să-i trimită doi câte doi, dându-le putere asupra duhurilor necurate. Le-a poruncit să nu ia nimic cu ei pe drum decât un toiac și să n-aibă nici pâine, nici traistă, nici bani de aramă la brâu și să se încalțe cu sandale și să nu se îmbrace cu două haine. Apoi le-a zis, în orice casă veți intra, să rămâneți acolo până veți pleca din locul acela. Și dacă în vreun loc nu vă vor primi și nu vă vor asculta, să plecați de acolo și să scuturați îndată praful de sub picioarele voastre, ca mărturie pentru ei. Adevărat vă spun că în ziua judecății va fi mai ușor pentru pământul Sodomei și Gomorei decât pentru cetatea aceea. Ucenicii au plecat și au propovăduit ce? Pocăința! Și scoteau mulți draci și ungeau cu un de lemn pe mulți bolnavi și îi vindecau. Și sar, și mai citesc un singur verset, versetul 30, apostolii s-au adunat la Iisus și i-au spus tot ce făcuseră și tot ce învățaseră pe oameni. Amin. Până aici cuvântul lui Dumnezeu. Dragii mei, pasajul acesta pentru mine a fost provocator că aveam câteva gânduri în el și pe măsură ce am început să-l citesc și am început să mă adâncesc un pic în el, mi-am dat seama că cele două pasaje, Nazaret și trimiterea ucenicilor, se îmbină destul de interesant. Și în seara asta aș vrea să vă invit acum pe voi la această călătorie împreună cu mine în pasajul din Marcu. Să vedem borne, indicatori spre tărâmul credinței sau al încrederii. Borne în călătoria spre tărâmul credinței sau al încrederii. Pentru că aici sunt două cuvinte rodite. Și veți vedea unde fac distinția. Când am luat carnetul de conducere, după vreo lună n-am condus și m-am urcat din nou în mașină și m-am luat o bățăială și o emoție și curgeau transpirațiile pe mine și trebuia să merg prin orașul care îl cunoșteam foarte bine, orașul Galați. Și atât de traumatizantă mi-a fost experiența, încât și astăzi când mi-aduc aminte de experiența aia, am fiori. Dar încet, încet am început să conduc și n-am rămas la nivelul acesta, a trebuit să merg o dată la București. Și
astăzi te iei telefonul, pui coordonatele și te duci ăla acolo, spune la stânga, la dreapta, la stânga, la dreapta, la stânga, la dreapta și ajungi la București. Dar atunci n-aveam și am început să-mi aduc aminte reperle din călătoriile cu alții. La Buzău face așa și acolo e pe drumul ăla și de acolo și acolo. Și eram așa de atent la tot contextul ăla și la toate indicatoarele. Și am ajuns la București. După care a urmat provocarea să mă întorc la Galați. Și am ajuns și la Galați. Și astăzi am ajuns la Wiesbaden. Wow! Și atât de importante ne sunt indicatoarele. Atât de importante ne sunt sugestiile celor din jur. Ei, care ne sunt aceste indicatoare, aceste borne, acești markeri în călătoria noastră spre tărâmul încrederii și al credinței? Încredere în oameni, în oamenii lui Dumnezeu și al credinței în Domnul Iisus Hristos. Pentru că oamenii au un traseu propus și îl vedem în pasajul, primul pasaj pe care l-am citit din Nazaret, iar Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, are și El un traseu și are și El niște borne. Și veți vedea că uneori aceste lucruri parcă seamănă unele cu altele. Și spuneam aici, în primul punct, traseul oamenilor și traseul Domnului Iisus Hristos uneori par similare. Pentru că atunci când Dumnezeu vine cu un lucru și Satan caută să-l copie și pare interesant că seamănă unele lucruri. Și oamenii creează și ei anumite lucruri care sunt potrivite sau asemănătoare cu ceea ce Dumnezeu face. Și primul punct pe care l-am observat în pasajul pe care l-am citit este că o primă bornă, un prim indicator, este uimirea. Acum, pentru câteva momente înainte să vă uitați la punctul acesta, Marcu, care, vă spun, a fost destul de economic în expresiile și informațiile pe care ne le oferă, ne spune așa, Iisus a plecat de acolo și s-a dus în patria lui. Acasă la el, s-a dus în Nazaret. Probabil s-a dus acasă, la mama, la frații lui. Ce înseamnă acasă? Am venit aici în Wiesbaden și am avut bucuria să merg acasă la Corneliu și Luminița. Și apoi am avut bucuria să mă întâlnesc cu un grup mai larg pe care Seba l-a amintit puțin mai înainte. Puteți să vă ridicați toți cei din Galați, dragii mei. Așa, vă rog frumos, chiar numai în mâna, eu am voie să vă ridic în picioare. Mulțumesc! Mă simt ca acasă. Un pic de acasă. Și mi-l închipui pe Domnul Iisus Hristos apropiindu-se de Nazaret și văzând locurile cunoscute, văzând satul cunoscut. A stat cu ucenicii câteva zile, că nu știm cât a stat acolo, dar și spunem că, ne spune Scriptura că în ziua de sabat a intrat în sinagogă. De câte ori a fi fost Domnul Iisus Hristos în sinagoga aceea? De multe ori. Și Scriptura ne spune aici că a venit în ziua sabatului și a început să învețe pe norod în sinagogă. Și care era caracteristica învățăturii sau modului în care Domnul Hristos vorbea, predica, deosebită de predicatorii acelor vremuri? Care era diferența? Îi învăța ca unul care avea putere. Ați văzut glasul meu, tunător? Nu știu dacă Domnul Hristos avea un glas tunător. Eu nu știu cum predica Domnul Iisus Hristos. Noi nu știm cum a predicat Domnul Iisus Hristos. Dar predica cu putere. Oamenii au spus, omul ăsta, că la început l-au văzut un om, omul ăsta predică special, are ceva special. Predică mai bine decât cărturarii și farisei noștri. Wow! Vă dați seama ce bucuroși au fost farisei și cărturare? Extraordinar! Au zis, venim și noi să luăm notiții de la tine. Și au luat notiții până când și-au pus în gând să-l omoare. Dar textul de aici ne spune, a venit și a predicat, a venit și a învățat pe norod în sinagogă. Mulți când îl auzeau, da? Mulți, nu toți, dar mulți, când îl auzeau, știți, uneori în biserică sunt unii oameni care sunt acolo, dar sparcați. Bine, nu la noastră, în Wiesbaden, vă rog frumos. Și plec în zidoici. Nu mai știu ce să spun în germană. Meine Damen und meine Herren. Dar Domnul Iisus Hristos, nu toți îl ascultau, nu toți îl auzeau, dar mulți îl auzeau. Și aici mă adresez celor care în seara aceasta ne auzim unii pe alții. Este important să ne auzim unii pe alții.
Uimirea este un prim indicator, un prim pas pe această cale a credinței. Și ne se spune că îl auzeau și această auzire a început să provoace uimire la ei. Se mirau. Și nu numai că se mirau, n-au început să se mire doar în capul lor și în mintea lor, au început să și zică ceva. Când îl asculți pe Domnul Iisus Hristos, ești pus în fața unor reacții, în fața unor atitudini. Când îl auzi pe Domnul Iisus Hristos vorbind, nu poți spune, mai înainte am cântat cântarea asta foarte interesantă, a treia cântare, era cu Îl vreau numai pe Iisus. Cei care ajung să-L cunoască pe Domnul Iisus Hristos într-un mod personal, Îl vrem numai pe Iisus. Și unor vorbește tunător și alteori vorbește aspru și alteori ne mostră și alteori ne învață. De ce? Pentru că El este Domnul. Și alteori vorbește tunător, de crapă pietrele. Îți place Iisus? Amin. Oamenii aceștia au început să vorbească. Și următorul reper, următorul indicator, următorul pas în acest traseu al oamenilor vis-a-vis de încredere și credință este încep să spui întrebări. Și cei din Nazaret au început să meargă pe acest traseu. Au început să-și pună întrebări și ei își pun două tipuri de întrebări. Primul tip are trei întrebări, al doilea tip de întrebări pe care și le-au pus are două întrebări. Sau puteți spuneți trei, patru, depinde, o să puteți, dar în fine. Două seturi de întrebări. Primul set de întrebări. De unde are el aceste lucruri? Care sunt lucrurile alea? Lucrurile pe care el le vorbea. Lucrurile pe care el le împărtășea. A doua întrebare din primul set. Ce fel de înțelepciune este aceasta care i-a fost dată? Păi, nu era ok să vină și să vorbească bine? Era ok să vină și să vorbească cu autoritate și cu putere. Da. Dar cine i-a dat-o? Întrebare bună, dragii mei. Apoi mai pun o întrebare. Și cum se fac astfel de minuni prin mâinile lui? Acum vedem că în textul acesta ne se spune că nu a făcut multe minuni în Nazaret, dar începuse să circule zvonurile, veștile despre Domnul Iisus Hristos. Ne spun celelalte pasaje că faima lui ajunsese atât de mare în Galileea, încât la un moment dat nu mai putea să stea într-un loc. Veneau oamenii și îl buluceau și în textele anterioare ne se spune despre Domnul Iisus Hristos care îi roagă pe ucenici să-i pună la dispoziție o corăbioară ca să stea un pic să nu fie îmbulzit. Țineți, am vorbit despre pasajul cu învierea fiicei lui Iair, în mijlocul îmbulzelii merge să învie pe această fetiță. Și în mijlocul îmbulzelei, Domnul Iisus Hristos se oprește și spune, cine s-a atins de mine? Cum cine s-a atins de tine? Nu vezi că lumea te îmbulzește? Nu, cineva s-a atins de mine într-un mod special. Pentru că îl poți îmbulzi pe Iisus Hristos din curiozitate. Îl poți îmbulzi pe Iisus Hristos din dorința de a primi ceva de la El. Dar ca să fii vindecat, trebuie să-l atingi într-un mod special. Și femeia aceea l-a atins într-un mod special. Și Domnul Iisus Hristos își face timp pentru ea. De asta cei care aveți o nevoie, nu vă îmbulziți, atingeți-L pe Iisus. Separați-vă de cei care îl îmbulzesc pe Iisus. Acum nu-i rău să-L îmbulzesc pe Iisus, nu știu cum o să fie în cer, dar cred că o să fie rând mare acolo cu Domnul Iisus Hristos. Vreau să vorbesc. Avem cântarea aia, un timp de o zi, Iisuse, atât este tot ce îmi doresc. Cum ne-am simțit noi în ziua aia în care o să vedem că apune soare după ziua de petrecută cu Iisus? Ah, gata, e ok, suficient. Mulțumesc, Doamne, mă duc acasă. Ha? Nu poți. Și spuneam, să-L auzi pe Iisus vorbind. Și oamenii ăștia au spus, de unde are puterea asta? Păi, îl știm pe Iisus. În ce școală rabinică a fost? Că a lipsit ceva din mijlocul nostru. Cine l-a învățat? Cine i-a dat cuvintele astea prețioase? De la cine a învățat gestica? Și arta oratoriei, nu sunt întrebările care le vedeți aici, dar esența este aici, în întrebările acestea. Vi le mai citesc o dată. De unde are el aceste lucruri? Că la noi în Nazaret, în supermarketul religios de la biserica noastră, din sinagoga noastră, așa ceva n-a găsit. De unde, ce fel de înțelepciune este aceasta care i-a fost dată? E ceva care nu poate decât să-ți fie dat? Cum se pot face asemenea minuni? Pentru că, după cum bine știți, Domnul Iisus Hristos a petrecut aproximativ 30 de ani în contextul Nazaretului și nu făcuse nicio minune.
Și întrebările astea reclamă un răspuns. Așteaptă răspunsuri. Și răspunsul era, le-a primit de la Dumnezeu. Pentru că în școala rabinică n-a fost, n-a avut alți învățători. Vă aduceți aminte ce se spune despre Saul la un moment dat și chiar Saul spune despre sine. El a învățat la picioarele lui, ei știau bine care cum, care sunt cu partidele și care cum sunt. Mulțumesc. Super, îmi place. Mai vin aici. Mă mai primiți? Mai vin atunci. Trebuia să dea un răspuns. Și când răspunsurile astea au început să îndrepte spre Dumnezeu și mesianitatea Domnului Iisus Hristos, au început să pună alte întrebări. Stai, cum stau cum să fie ăsta Hristos? Păi, nu e ăsta tâmplarul? Primele întrebări vorbesc despre un context spiritual, da? Lucruri pe care le-au auzit și au văzut la Domnul Iisus Hristos, dar apoi țintesc puțin spre originea și familia Domnului Iisus Hristos. Dacă vă uitați la celelalte întrebări, spune așa despre Domnul Iisus, spun despre Domnul Iisus Hristos. Nu este acesta tâmplarul. Acum, tâmplarul, să știți că ei nu lucrau numai în lemn. Tâmplarii, în vremea respectivă, erau asociați sau erau implicați și în lucrări de construcție. Ei nu făceau doar mobilă, că nu aveau atât lemn să facă numai mobilă. Dar era implicat și în zona aceasta de construcție. Și Domnul Iisus Hristos a fost între ei. Și n-au spus, băi, nu este tâmplarul ăla nepriceput care mi-a dărâmat casa sau mi-a stricat acoperișul. Nu este acesta tâmplarul, meseriașul ăsta care a fost între noi. Oh, da, mi-aduc aminte că mi-a făcut casa, și uite încă este în picioare. Oh, mi-aduc aminte că mi-a făcut un dulap sau eu știu ce a făcut Domnul Iisus Hristos. Dar mai pun o întrebare aici. Feciorul Mariei. Vă întreb acum, de ce s-a mai chinuit Matei și Luca să ne scrie genealogia Domnului Iisus Hristos pe linia masculină, dacă ăștia l-au denumit feciorul Mariei? Două răspunsuri posibile. Unu, este posibil ca Iosif să fie murit. Dar un alt răspuns care decurge de aici a fost și un sens. Era puțin jignitor și peorativ. Nu o luați neapărat de bună. Dar, mă întorc acum la originea lui. El era feciorul Mariei. N-avea cum să fie fiul lui Dumnezeu. Era feciorul Mariei. Ah, stai așa că mai are și frații. Știți ce este remarcabil la Marcu? Marcu ne dă și numele fraților lui. În câte din Evanghelie mai vedeți numele fraților Domnului Iisus Hristos? Și aici ne enumeră patru dintre ei și surorile. Spune așa, primul, doi, trei și patru. Mulțumesc! Și apoi ne mai zice ceva. Și nu sunt surorile lui aici printre noi? Avea ceva familia Domnului Iisus Hristos? Nu avea nimic, nu aveau nimic de rău de spus de familia lui Iisus. Absolut nimic. Aveau ceva de cu meseria lui, nu aveau absolut nimic. Dar l-au văzut un om obișnuit. Făcea lucruri remarcabile, dar nu are mă cum să fie asta Mesia. O, mersi, dacă trebuie să-l strâng, l-am strâns. Nu are cum să fie Mesia. Nu are cum să primească la Dumnezeu. Și ne spune în urma acestor întrebări din setul al doilea, despre originea și localizarea umană, spune că găseau o pricină de potignire în el. Știți, noi în România avem așa niște caracteristici interesante. Care este fruncea în România? Banatul, corect. Întrebarea mea este cine-i mintea? Dar ce spunem despre ardeleni? Dar despre munteni? Dar despre olteni? Dar despre moldoveni? Am un prieten care într-un mod glumesc mi-a spus, mă, tu ești băiat bun. Exact! Exact! Telecomanda a funcționat, avea baterii noi. Pac! Mai zi o dată. Găseau o problemă în originea lui. Am să vă spun un lucru. De ce găseau o problemă în originea Domnului Hristos? Țineți minte când Natanael este chemat la Domnul Iisus Hristos și Filip îi spune, mă, l-am găsit. Dar de unde este? Din Nazaret. Care a fost răspunsul lui Natanael? Din Nazaret?
Râd. Galilei, ăsta, iudeii credeau despre galileeni că erau băieți faini și ăștia, dar era păcat ei că erau galileeni. Erau cumva niște oameni de condiție a doua, dragii mei, într-un fel, în Israelul vremurilor acelora. Și interesant este că ei nu credeau că poate ieși din ceva de bun din Nazaret, de ce? Pentru că era și un sat mic. Dar știți ce este mai trist? Că și cei din Nazaret credeau lucrul ăsta. S-au uitat la Iisus și au spus, ăsta e dintre noi, n-are cum să fie bun. Greșesc? Și cercul vicios s-a închis? Nu s-a închis. Dacă dați o foaie înapoi, Marcu, capitolul, două foi, mă scuzați, am greșit cu foile, două foi. Spune, au venit în casă, Marcu, capitolul 3, versetul 20, și ni se spune ceva pentru prima oară despre rudele Domnului Iisus Hristos, ceva remarcabil. Rudele lui Iisus, când au auzit cele ce se petreceau, au zis, și-a pierdut, vi-e frică să vă spuneți? Ăștia au spus-o cu voce tare. Și-a pierdut mințile. Wow, nici familia nu credea. Asta au spus farisei și cărturare, dar au spus și ăștia. Și-a pierdut mințile. Dacă spun între că merge acum, dacă aș merge pe Germania și mi-ar spune cineva ceva, nu m-ar durea că nu înțeleg. Dar dacă mi-ar traduce Corneliu sau altcineva și mi-ar spune, băi, tu ești, nu știu ce, m-ar durea, că mi-ar spune un german, ce mă știi. Dacă mi-o spune unul din biserica mea, a început să mă doară. Dacă îți-o spun rudele. Dar când mama și frații tăi vin la tine să te recupereze, vrem să vorbim cu tine ceva, Domnul Iisus, Iisuse. Avem ambulanță aici, vrem să ducem acasă. A? Cum ai? Atenție mare. Ce întrebări pui? Și? Trei? Nu, necredința. Mulțumesc. Cuvântul aici cheie este necredința sau neîncrederea care îl uimește pe Domnul Iisus Hristos. Oamenii aceștia s-au îndoit de Domnul Iisus Hristos. Mă scuzi, am dat așa prea din scurt chestia asta, modificarea asta. Spune așa, și găseau o pricină de potignire în el. Nu numai că găseau o pricină de potignire în el, dar spune aici și Domnul Iisus Hristos, oamenii ăștia au făcut ceva remarcabil. L-au făcut să se mire de necredința lor, din neîncrederea lor, n-are cum să fie povestea asta de succes adevărată. Și găseau o pricină de potinire în el. Care a fost consecința? Domnul n-a putut face nici o minune. Și acum cei care așteptați minuni, deci care e rețeta pentru minuni? Nu este o rețetă pentru minuni. Dumnezeu nu are rețete. Când vrea să facă o minune, el o face. În termenii la timpul, în condițiile și cu oamenii pe care El îi alege. Nu i-a vindecat pe toți bolnavii din Ierusalim, nu i-a vindecat pe toți bolnavii din Iudeea, nu i-a vindecat pe toți bolnavii din Israel, dar i-a vindecat pe unii. Asta e un fapt incontestabil. Dar vreau aici să remarcați un lucru. Să vii acasă și să nu poți face nicio minune, a durut ca orice altceva. Până acolo încât Domnul Iisus spune, un proroc este disprețuit. Nu este disprețuit decât în patria lui, între rudele lui și în casa lui. Vreți să încheie aici mesajul? Mai am timp? Mai am, mulțumesc. Pentru că mesajul nu se încheie aici. Ce ai făcut în locul Domnului Iisus Hristos? Care este răspunsul în schimb al Domnului Iisus Hristos? Bornele sau traseele sau indicatorii oamenilor sunt să uimesc la început. Pun și întrebări și unele dintre ele bune și pertinente. Chiar și întrebări incomode. Dar greșeala noastră a oamenilor este că uneori tragem concluzii greșite unii despre alții. Și știți ce am observat uneori? Asta am văzut-o la mine. Nu pot să vorbesc de voi că nu vă cunosc prea bine pe ei. Așa. Dar uneori țin oamenii robi gândurilor mele. Uneori țin pe oameni robi părerilor mele. Corneliu, băia bun. Dar are și defecte. Mă înțelegi, Corneliu. Ăla? Aia?
Da, mă, dar neamurile lor, să nu intri în neamul lui, că te-a mâncat apa. Apoi mai sunt oameni de ăștia care au soluții unice. I-ați văzut pe ăștia? Întotdeauna ca să ieși de aici, ca să ajung din punctul A în punctul B, de la Galați la București, trebuie să mergi pe acolo, pe acolo, pe acolo. Dar știți că mai sunt mai multe trasee ca să mergi la Galați la București. Poți să ieși pe aici. Nu, domnule, nu ai pe aici să merge. Sunt unii oameni care își țin agenda și părerile și cu oamenii ăștia nu poți construi nimic. Sunt robi părerilor și preocupărilor lor. Și spuneam uneori, îi ținem pe oameni prizonieri părerilor și gândurilor noastre. Părerilor și gândurilor noastre despre originea lor, despre familia lor, despre locația din care provin. Țineți minte, unul din pericolele bisericii primari era că erau două clase diferite. Evreii și neamurile. Și Pavel ajunge să spună, dragii mei, vreau să vă povestesc sau vreau să vă spun o taină, un secret. Și era un secret în zilele alea. Și știți care era acel secret? Neamurile. Cum? What? Nu se poate. Noi suntem nația iubită, aleasă, specială. Păi, dar noi am vorbit în limba cinzecime. Voi și noi. Ce? Și noi. Wow. Și știți, uneori Dumnezeu lucrează și așteaptă și ne dă timp să lucreze la mentalitatea noastră. Știți cât i-a luat lui Dumnezeu să lucreze la mentalitatea lui Petru, unul din ucenicii lui? I-a luat ceva timp. Ce a făcut Domnul Iisus Hristos când l-au respins oamenii din satul lui și familia lui? Și se mira de necredința lor. Da? Și atât? Nu, dragi. Textul continuă așa de frumos și spune: Iisus străbătea satele de prin prejur și învăța pe norod. Ok, nu mă primiți, nu primiți mesajul meu, nicio problemă. Mai departe, sunt sate, sunt oameni, sunt alții care așteaptă mântuirea. Și asta face Domnul Iisus Hristos. Și acum vom merge și dacă vă uitați la punctele care le voi afișa, vor fi afișate în continuare, este exact traseul pe care Domnul Iisus Hristos îl propune. Primul punct în mesajul acesta, în traseul propus de Domnul Iisus Hristos, este încredințarea pentru slujirea ucenicilor. El, după ce face lucrurile astea, nu spune, mă, îmi pare rău. Poate a vrut și el să le arate cetatea lui și sinagoga în care a crescut. Dar nu sunt piedic în necredința lor. El își continuă mesajul și lecțiile alături de ucenicii lui. Și el le spune așa ucenicilor lui: atunci, adică după ce a fost respins în Nazaret și după ce a început să meargă prin satele prin prejur, spune, atunci a chemat la sine pe cei 12 și a început să-i trimită doi câte doi, dându-le putere asupra duhurilor necurate. Și știți de ce a făcut Domnul Iisus Hristos lucrul ăsta? Pentru că asta a avut în cap de la bun început. Când ești ucenicul Domnului Iisus Hristos, nu poți să stai lângă Domnul Iisus Hristos. Că nu există verbul a sta lângă Iisus. Și știți de ce spun lucrul ăsta? Poate sună nu știu cum, dar mi-a plăcut. În urmă Iisus a suit pe munte. Capitolul 3, versetul 13. A chemat la el pe cine a vrut și ei au venit la el. A rânduit dintre ei 12 ca să-i aibă cu sine. Nu să stea cu sine, să-i aibă cu sine. Acum nu mă joc cuvintele, că îmi place să mă joc cu el, dar nu mă joc cuvintele în fața noastră, dragii mei. El spune ca să-i aibă cu sine, și stați să vedeți acum ce spune, și să-i trimită să propovăduiască. Nu i-a chemat ca să le dea galoane, nu le-a chemat ca să le facă scaune de domnie, cum ei se gândeau la un moment dat, că dacă tot fusese tâmplar, putea să facă și 12 scaune pentru ei. Nu, i-a chemat și i-a trimis ca să propovăduiască, dar pentru asta a început să-i pregătească și a început să meargă cu ei. Și vă spuneam, a început să-i expună la tot felul de lucruri, comode și incomode. Și să mergi cu Domnul Hristos uneori este incomod. Uneori îți vine să răgnești la el. Nu-i bine, nu vă recomand să o faceți. Uneori trebuie să-l urmezi pe el, că mi se spune la un dat că îl urmau temători când a plecat spre Ierusalim ca să moară. Tocmai am servit cina. Îl urmau îngrosiți. Alte ori îmi place să mergem cu Domnul Iisus Hristos. Iată, eu sunt cu Iisus. Facem un selfie. Wow. Cât n-aș da pentru un selfie cu Domnul Iisus Hristos și să-l pun pe Facebook? Cred că asta ar fi trofeul maxim. Dar eu nu fac selfie cu Iisus. Iisus face selfie cu mine. El m-a iubit pe mine, nu eu pe el. El m-a iubit întâi, nu tu pe el. Sau, mă înțelegeți. Domnul Iisus Hristos le acordă încredere
ucenicilor săi. Și ceea ce face el cu ucenicii este procesul invers. Uimire, întrebări, necredință, Domnul Iisus le acordă încredere. Vreau să vă întreb, credeți că erau ucenicii pregătiți pentru a pleca? Erau perfecți? Sarcinile pe care le-a dat ucenicilor săi au fost precise. Și nu i-a trimis să facă marea trimitere de la bun început. I-a trimis în câteva etape. Vreau să înțelegeți că Domnul Iisus uneori ne ia de la ABC-ul credinței. Asta este extraordinar cu Iisus. Stai liniștit, nu o să te omoare niciodată să umbli cu Iisus. Dar o să fii provocator, o să ne scoată din zona de confort. Stai cu Iisus, nu, ești lângă Iisus pentru o vreme, dar apoi dă-i treabă, dă-i bătăi. Mergi și propovăduiește. Și spune aici, Domnul Iisus Hristos le-a dat încredere. Și știți, asta așa de mult îmi place că ucenicii au priceput chestia asta și vedem în Faptele Apostolilor câțiva pași în sensul acesta. Când biserica începe să se întărească și să crească și să ajungă la o maturitate, stăteau atât de bine în Ierusalim, păziți, ziduri groase, impenetrabile, începea să lucreze acolo cu putere, cu efervescență Dumnezeu și Domnul spune... Ierusalimul nu e suficient, eu v-am trimis în Iudeea, și ăștia nu mai plecau în Iudeea, v-am trimis în Samaria, o luăm prin Decapole, deci nu mergem noi în Samaria așa, și până la marginile pământului, Și Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu trimite prigoană. Și ce fac ucenicii? Încep să meargă în Iudeea, în Samaria. Filip ajunge în Samaria și începe să vestească Evanghelia samaritenilor. Și curios este că păgânii ăștia, amestecații ăștia, au primit lucrarea și mântuirea și au fost uimiți. Atât de uimiți au fost cei din Ierusalim, încât și-au trimis mesagerii să vadă, bă, ăștia fac bine ce fac acolo. Și făceau bine? Făceau foarte bine, dragii mei. Și apoi Filip este trimis să vestească Evanghelia unui famen etiopian. Aleargă după ăsta, vestește Evanghelia, botează-l. Ce catecheză, ce cutare. Pac! N-a fost instant, dragii mei. Nu, nu, stați un pic, omul ăsta era un prozelit. Omul ăsta era aproape de casa Domnului. Dar a avut nevoie de câteva informații puse cap la cap. Dacă vă uitați la mesajul lui Filip, a fost un mesaj coerent. Și omul ăsta spune, uite apa ce mă împiedică să fiu botezat. Și mi-aduc aminte când eram și în Galați și în alte contexte și voi știți și cu copiii voștri, cât îți dorești ca să spună copiii tăi întrebarea asta? Mă împiedic să fiu botezat, mama. Mă împiedic să fiu botezat, tata. Cei care aveți copii mici, rugați-vă pentru ei. Cei care aveți copii mari, continuați să vă rugați pentru copiii voștri, pentru ziua aia în care să vă întrebe, uite apă, dar eu de ce nu sunt acolo? Când Filip ajunge acolo, spune, Doamne, ce îl împiedic pe ăsta să fie botezat? Nimic. L-a botezat. Și Petru, ăsta care tăia urechi, și nu intra în casele păgânilor. Și era în casa lui Simon Tăbăcaru. Și într-o zi are parte de o revelație. Care e aia? Dumnezeu răsplată, îi dă o masă. Am mâncat azi bine și am înțeles că mâncăm și în seara asta? Wow! Și Domnul întinde masa lui Petru. Știți care era meniu? Șopârle, lighioane și tot felul de animale necurate. Și a spus, Doamne, aș mânca de astea, dar... Știi că niciodată nu m-am întâlnat. Ok, bine. Hai că schimbăm meniul. Poftiți? Nu m-am spurcat. Asta era nespurcat. Și Domnul Iisus, bine, ok. Și apare a doua oară această vedenie. Și ce era pe masă? A schimbat Dumnezeu meniul? Da sau nu? Ai, Doamne. Dar nu pot să... Ok, scoate alea și dă-i ceva să mănânci omului ăsta. De câte ori a făcut Domnul înaintea lui? De 3 ori. De ce? A înțeles Petru? Mă cam îndoiesc. Da, a înțeles că trebuie să meargă undeva, știa că era provocator și a fost trimis în casa unui sutaș, unui roman. Știți că unul din ucenicii Domnului Hristos era? Zelot. Ăștia erau teroriști din vremea aia. I-ar fi mâncat pe roman din orice poziție. Un cuțit mic băgat în locul potrivit. Yeah! Încă unul s-a dus. Râdeți? Vă dați seama că Petru era expus la Simon Zilotul? Ba chiar după ce merge până la urmă și le pune întrebările și spune, băi, voi știți că eu nu am voie să intru în casa lor, cred că vorbea cu ei din pragul casei. Păi de ce m-ați chemat aici? Stai să spun, Petru, de ce?
Păi și când vede lucrarea lui Dumnezeu și când predică și vede că ei primesc Duhul Sfânt, ca și ei. What? Mă scuzați, bas? Bă, nu pot să vă împiedic. Trebuie să vă botez și pe voi. Și a fost extraordinar. Și se întoarce la Ierusalim. Ce credeți că i-au spus cei din Ierusalim? Wow, Petru, bă, băiatule, bine că și romanii se întorc la Domnul. A? S-au supărat, dragii mei. Încredințarea pentru slujire. Atât de greu uneori Domnul schimbă mentalitățile. Dar îmi place un anumit personaj din Faptele Apostolilor și ăla este Barnaba. Barnaba, omul ăsta este un om fantastic pentru mine. Și știți de ce? Unul din cei mai mari prigonitori ai bisericii, Saul, mânca creștini dimineața la prânz și seara. Îi omora cu o plăcere, îi băga în închisoare cu o plăcere, încât la un dat, Doamne, vreau să-ți dați și mai tare. Vreau să mă duc și în Damasc. Și râvna lui pentru Dumnezeu, râvna lui, până la un punct sinceră, l-a împins până în Damasc. Doar că s-a împiedicat pe drum, în drumul spre Damasc. De cine? Chiar de cel pe care îl prigonea. Oh, dar cine ești, Doamne? Păi eu sunt Iisus, pe cel pe care tu îl prigonești. Oh. Și domnul Pavel, călare și puternic, ajunge neputincios și slab. Pentru că așa nu-l descrie Scriptura. Orb și slăbit. 3 zile n-a mâncat. Și Domnul se duce la Anania și spune, Anania, am ceva, un mesaj pentru tine. Oh, Doamne. Da. Măi, uite, vreau să te duc. Mă duc. Vreau să te duci la un om. Mă duc, Doamne, cine e ăla? Saul. Oh, nu mă duc. Da, măi, omul ăsta este... așteaptă să-l... Nu mă duc, Doamne, ăsta... Vrei să mă omoare, Doamne? Voi, du-te! Și s-a dus. L-a botezat. Pentru că vreau să fac o povestire scurtă. Fapte, capitolul 9. Du-te, că este un vas pe care l-am ales, ok? Pentru ce l-a ales? Să stea cu Domnul Iisus, nu? L-am ales ca să duc în numele meu înaintea neamurilor, înaintea împăraților și înaintea fiilor lui Israel, dragii mei. Cine a primit mesajul ăsta? Anania. Să mai putea împotrivi Anania? Știți că uneori reținerea noastră poate împiedica lucrarea lui Dumnezeu? Sau o poate întârzia? Mă scuzați, am comis o eroare doctrinară și teologică. Da, poate uneori întârzia lucrarea lui Dumnezeu. Mă uit în adunarea voastră, eu nu mă cunosc. Dar tare aș vrea să fiu un Anania care să primească mesajul lui Dumnezeu și sunt oameni care așteaptă aici ceva. Orbi și slabi. Dar nu mă duc la ăsta, Doamne, de ăsta e rău, Doamne. Dar asta e, să nu intri în gura ei, că te-a mâncat. Nu mă duc la ea. Și este convertit Pavel, este botezat și a început să vorbească și să-i facă de râs pe iudei și de bucurie s-a dus și el la Ierusalim după ce au vrut să-l omoare. În fine, povestea e scurtă și spune așa că s-a dus în Ierusalim. Și a căutat să se lipească de cine? De ucenici. Și ucenicii s-au lipit de Pavel? Ca nu ca de perete. Fugeau de el. Căci nu puteau să creadă că este ucenic. Dar Barnaba s-a dus la Pavel. L-a luat de mână și a spus, Pavel, hai cu mine. Și Barnaba l-a luat și l-a prezentat apostolilor. E istorisit cum pe drum domnul Saul văzuse pe Domnul, i-a vorbit și cum în Damasc propovedise cu îndrăzneală numele lui Iisus. De atunci se ducea și venea împreună cu ei în Ierusalim și propovedea cu îndrăzneală în numele Domnului. Vorbea și se întreba cu evrei care vorbeau grecești. Și știți, lucrarea lui Barnaba nu se oprește aici. Mai târziu, Pavel dispare din nou din peisaj. Barnaba este trimis în Antiohia și după ce vede că și acolo este o lucrare extraordinară, pentru că ăștia n-aveau ce face și au început să vestească Evanghelia și la greci, numai la romani și la greci, și văd că este lucrarea lui Dumnezeu și îl recunoaște și spune slăvit să fie Domnul, spune după ce s-a asigurat că lucrurile sunt bune, ce a făcut acest Barnaba? Dar unde l-a căutat? În Antiohia? În Tars! Și l-a luat de acolo. Tars, Pavel, am ceva cu tine. Și a început să slujească acolo. Și mai târziu ni se spune, dacă vă uitați în continuarea capitolului,
Ne se spune, ne se dă o listă de oameni acolo. Primul pe listă cine este? Barnaba. Ultimul pe listă cine este? Saul. În limbajul lor, cam asta era ierarhia. Și Domnul spune, puneți-mi-l deoparte pe Barnaba și pe Saul și i-a trimis într-o lucrare. Erau buni? Foarte buni. Primul și ultimul de pe listă. Barnaba și Saul. Și dacă vă uitați în cartea Faptele Apostolilor, veți vedea Barnaba și Saul, Barnaba și Saul. Saul? Saul și Barnaba. Extraordinar omul ăsta Barnaba. Sunt fascinat de el. Domnul Iisus Hristos le-a acordat încredere pentru slujirea ucenicilor săi. 5. Nu numai că le-a acordat încredere, în ciuda unor slăbiciuni și poate unor inerenți, unor inerente greșeli pe care aveau să le facă, dar Domnul Iisus nu mai face ceva, le dă niște informații precise. Nu le mai dă întrebări, le dă informații și o direcție precisă. Mergeți, da? Mergeți și le spune ce să ia cu ei, cum să se comporte și ce trebuie să facă acolo. Și exact asta au făcut. Informații precise. Dragii mei, nu te apuca să faci lucrarea lui Dumnezeu de capul tău. Fă-o potrivit cu lucrurile pe care Domnul ți le spune. Pentru asta trebuie să petreci ceva timp cu El câteodată. Dar asigură-te că ești lângă Domnul. Chiar dacă latura noastră umană din când în când ne joacă feste, asigură-te că ești lângă Domnul. Amin? Pentru că interesant este că în ciuda greutății de înțelegere a lui Petru despre care am vorbit, chiar a lui Pavel, chiar a lui Anania, chiar a celorlalți, Domnul și-a continuat lucrarea în Ierusalim, în Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului în acea generație. Astăzi noi suntem cei care trebuie să continuăm această lucrare. Pentru că ultimul lucru pe care vreau să-l amintesc aici este că ei au primit și un mesaj și niște fapte concrete ale ucenicilor. Ei au trebuit să facă ceva concret. Și ne se spune despre ei, au plecat și au propovăduit ce? Pocăința. Scoteau mulți draci și ungeau cu un de lemn pe mulți bolnavi și îi vindecau. Ăsta le-a fost mandatul, ăsta l-au făcut. Mesajul și faptele ucenicilor. Și întrebarea mea care a stăruit în Leicester și probabil că o aveți și dumneavoastră aici, este, Doamne, de ce ne-ai răscumpărat și de ce ne-ai adus în Wiesbaden? De ce m-ai adus în Loughborough și sunt în adunarea din Leicester? Pentru că Domnul are mulți oameni pe care vrea să-i facă să audă Evanghelia sa. Amin? Sunt mulți oameni care au nevoie de o atingere a vindecării. Dacă este fizică și Dumnezeu te face un vas în sensul ăsta, fii deschis. Dacă Domnul te îndeamnă să te rogi pentru un om bolnav, fă-o. Când va răspunde, asta e problema lui. Dar tu fă ceea ce Domnul spune. Să nu-ți fii fricunor să faci acele lucruri pe care Domnul le-a făcut. Vreau să închei mesajul din seara asta cu o scurtă istorioară. Să spune că într-o abație era un... Începuse să apară o dihonie, așa, o ceartă între ei. Și l-au chemat pe starețul care era superior acolo și din zona respectivă și starețul ăsta, sau ce era asta, episcopul ăsta, i-a ascultat pe toți acolo și după ce i-a ascultat pe toți așa, i-a discutat cu ei separat, a zis, ok. Și la întâlnirea în plen le-a spus, vreau să vă spun că între voi este un sfânt. Dar n-am să vă spun cine este. Stai, frate, dar ăsta, ăla, vreau să vă spun că între voi este un sfânt. Și atunci călugării aceia au început să spună, nu știu cine e călugărul, nu știu cine e sfântul, dar am să mă port cu Ciobi. Dacă el e sfântul, nu poți ofensa. Nu te poți purta urât cu un sfânt, că după aia Dumnezeu te trăznește. Dacă e fratele sau dacă e sora, dacă e călugărul sau dacă e călugărul ăsta. Și au început să-și lepe de părerile lor personale despre acei oameni și au început să-și pună părerea lui Dumnezeu. Ei sunt un posibil sfânt. Ăștia sunt catolici, știți că ei au un cult al sfinților. Dar în adunarea din Wiesbaden, dragii mei, sunt sfinți. Cum te porți cu sfinții din Wiesbaden? În adunarea din Wiesbaden și din Leicester și din Galați și de unde sunteți fiecare, sunt oameni care așteaptă un Barnaba și așteaptă un Petru, așteaptă un Anania, așteaptă un Filip, oameni care să dea puțin încredere. Uneori în casa ta,
Nu e așa că avem probleme cu copiii noștri? Credem că întotdeauna sunt copiii noștri. Eu am copii. Dar unul are 32 de ani și unul are... Mai sunt copii? Cum ar fi să-i tratez ca pe niște copii și azi? Ar fi normal în capul meu. Anormal pentru ei. Uneori noi părinții, din prea multă dragoste și pe alocuri, dragii mei, nu plecați de aici fără a vă uita în jur și fără a onora pe Dumnezeu pentru sfinții care i-a pus în jurul tău pentru o vreme. M-am bucurat așa de mult să stau cu câțiva prieteni din Galați și sper că s-au bucurat și ăștia cu mine. Asta e o întrebare bună. Da, nu, avem atâtea vânătăi și... Dar, dragii mei, a fost atât de bine să stau cu ei. Și atât de bine să stau cu voi și am să mă opresc, trebuie să mă opresc. Am o singură rugăminte, dragii mei. Haideți să ne privim altfel, nu ca oamenii. Haideți să ne privim așa cum Iisus și-a privit ucenicii. Le-a acordat încredere. I-a tratat și a început să le dea sarcini progresiv. M-aș ruga ca în biserica din Wiesbaden, când noi veni data viitoare, când o fi asta, să fii și alți oameni. Mă înțelegeți, luați un sens bun. Și în biserica din Leicester, când veți veni unii alții, să vedeți și mai mulți oameni. De ce? Ne așteaptă. Și apoi, dați-le lucruri de făcut oamenilor concrete. Nouă ne plac în adunări, în special ăștia care vorbim mult, ne place să avem o audiență mare. Și să aibă așa un răspuns pozitiv. Ăștia sunt idolii noștri. Când adunarea clocotește, bă, ce mesaj le-am tras. Ăsta e un idol, dragii mei. Noi nu venim în adunare să facem spectacol. Noi venim să comunicăm mesajul lui Dumnezeu. Amen. Nu venim, nu suntem laici și clerici, suntem toți lucrători și suntem toți sfinți. Și toți suntem conlucrători cu Dumnezeu. Care din cei 12 ucenici a rămas acasă? Nici unul, nici măcar Iuda, dragii mei. Cu atât mai mult mă doare inima după Iuda, că a ratat și a respins harul lui Dumnezeu. Dar în seara asta mă rog ca voi cei care sunteți aici, și nu numai, să continuăm să vrem să stăm lângă Iisus, cântarea 3 sau oricare altă cântare. Să petrecem timp cu Iisus. Să nu descuiem lacătul și să-L aruncăm lacătul înapoi. Lăsăm acolo legat la poarta cerului sau unde. Am greșit acum. De gardul. Avem un legământ cu Hristos. Și știți de ce? Pentru că nu l-am făcut noi cu El. El a făcut cu noi. Amin. Domnul să o binecuvinteze.